Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit la canalul meu de magie. Astăzi vă voi arăta un ritual de întoarcere imediată. Avem nevoie de urina noastră, de o lămâie, de o foaie de hârtie albă și de un pix, carioca, ceva roșu. Ce vreau să vă spun? Urina este bine să o luăm dimineața pentru că este mai concentrată, dar dacă nu avem posibilitate să o luăm... și zahăr avem nevoie. Să o luăm dimineața, putem să o folosim și pe cea din timpul zilei. Important este să țineți puțin mai mult înăuntru, să nu vă duceți imediat să faceți pis și când vă vine și să o luați să fie cât de cât concentrată. Nu uitați că în această seară este lună crescătoare, iar mâine va fi lună plină, deci cei care faceți ritualul de dragoste, grăbiți-vă, pentru că după vom avea 15 zile de lună descrescătoare, unde se va face mai mult pentru ură și pentru despărțire. Ok. Deci haideți să trecem la locul de muncă și începem. Luăm urina și o aruncăm, o punem într-un vas de sticlă sau ceramică de sus ca să prindă puțin energie, da? Nu o puneți așa jos, chiar dacă veți stropi puțin, veți spăla. Așa, nu contează cât de multă puneți sau cât de puțină puneți. Acum ce vom face? Vom lua foaia de hârtie. Eu am pregătit-o deja. Voi știți că trebuie să o rupeți cu mânuțele frumos, frumos. Și vom scrie cu pix roșu numele persoanei pentru care facem, care vrem să se întoarcă la noi, da? O încărcați puțin cu energie. Așa. Și vom scrie numele și prenumele. Deci am scris numele lui, dedesubt vom scrie dorința, ce ne dorim de la această persoană. Dacă sunteți despărțiți, puteți să scrieți întoarce-te la mine, dacă v-a blocat sau nu vă mai da niciun semn de viață, puteți să scrieți sună-mă, caută-mă, trimite-mi un mesaj. Dacă sunteți împreună și relația începe să scârție, puteți să scrieți iubește-mă, dorește-mă, nu știu acum să vă dau un... Fiecare poate scrie ceea ce își dorește. Punem deoparte vasul cu pipi. Eu am să scriu iubește-mă pentru că nu sunt despărțită. Mulțumesc lui Dumnezeu. Iar de sus veți scrie numele vostru. Numele celui care face ritualul, de exemplu, eu voi pune numele meu. Dacă aveți posibilitatea, scrieți cu pix. Eu am scris cu carioca, dar acum că mă gândesc bine, când voi pune hârtia în apă, în pipi, se va dizolva, pentru că eu ca știți că se dizolvă. Deci, numele persoanei iubite, nume, sau care trebuie să se întoarcă. Dorința, de exemplu, dacă sunteți despărțiți, întoarce-te la mine, dacă sunteți împreună, iubește-mă, dacă v-a blocat peste tot, caută-mă, sună-mă, deblochează-mă, dar eu aș zice, acum deblochează-mă, suntem, e un pic cam, să zicem că nu e așa frumos. Zahăr, va trebui să folosiți dintre acela brun, zahăr de cana, zahăr nerafinat. Eu nu am în casă, am avut decât zahăr alb.
Așa că poți folosi zahărul, nu este nicio problemă, dar zahărul nerafinat nu este lucrat de mașini, are altă energie. În schimb, zahărul rafinat vine lucrat printr-un anumit proces și ajunge și energiile altor persoane care pe noi nu ne interesează sau altor mașini. Deci ar fi fost mai bine să fie zahăr de cană, zahăr maron nelucrat. Ok, punem zahăr cât vreți ca să îndulcim, este și o îndulcire în același timp. Iar acum vine partea importantă. Punem în fața noastră castronelul cu pipi, luăm lămâia, o vom tăia pe jumătate. O vom stoarce prima jumătate înăuntrul acestui vas cu pipi și zahăr, gândindu-ne că toată răutatea, fiecare urmă de supărare, fiecare urmă de nemulțumire care are această persoană în privința noastră va dispărea cu această lămâie și tot răul se va duce, da? Strângem putere să iasă până și ultima picătură de suc de lămâie. Așa. Și dăm drumul coși de lămâie înăuntru. Facem același lucru și cu a doua jumătate. Op. Așa. Bine, bine de tot. Cu putere. Gândindu-ne la fel că tot răul dintre noi se va duce, pentru că lămâia curăță, dezinfectează și vindecă. Ok? Deci aruncăm și cealaltă coajă de lămâie. Acum luăm hârtia și o vom băga dedesubt peste zahăr în apa, în pipiul nostru cu zahăr și cu lămâie. Și vom lăsa așa. Ce vom face în acest moment? Ia uitați-vă cum arată. Ok, vedeți, stați. Numai puțin. Se poate? Nu știu dacă vedeți. Da, în fine. Acum noi luăm o farfurie, un capac, un prosopel, ce doriți, și acoperim acest castronel. Ok? Pentru că acest castronel va dormi cu noi pentru 2 zile sub patul nostru unde dormim noi. Ei bine, după 2 zile, hârtia o vom scoate, o vom pune la uscat, coșile de lămâie le vom arunca la gunoi, iar îl vom arunca în WC-ul. După care, cu hârtia uscată, veți decide voi ce o veți ține în portofel sau în buzunar sau în sutien, dacă sunteți femei, unde doriți, până când persoana respectivă se va întoarce la voi. Când persoana respectivă se va întoarce la voi, veți decide voi ce veți face cu hârtia. O îngropați, îi dați foc, o țineți în continuare până se rupe singură, în portofel, în buzunar, cum doriți. Important este să-l faceți cu încredere, cu dragoste și să aveți încredere că în cel mult 4 zile vă va da rezultate. Dacă nu vă dă rezultate, să știți că ați greșit ceva. Nu există ritual care să nu funcționeze, eu vă spun, dacă este făcut cu credință. Orice gând care noi îl avem pentru o persoană funcționează. Imaginați-vă un ritual făcut cu energie și cu voință. Deci, să vă mai spun ceva, vrăjitori suntem toți, dar noi ne naștem cu energie, dar nu ne naștem învățați să canalizăm energia. De aceea, ca să aveți o bună relație cu sfinții, cu misterele care vă ajută, misterele sunt taine, așa se cheamă, sufletele care au curajul să vină din cealaltă lume, să ne dea o mână de ajutor sau să ne strice socotelile aici pe pământ. Iar ca să învățați să intrați în legătură cu ei sau să le cereți ajutorul, trebuie să faceți și să faceți și să chemați. Nu veți reuși niciodată din prima. Va trebui să aveți cât de cât puțină confidențialitate cu ritualurile. De aceea veți face unul, veți face două, veți face trei. Va trebui să faceți până când veți reuși să faceți ceea ce aveți nevoie.
Dacă nu sunteți în stare și chiar nu reușiți să vă canalizați energiile, vă puteți încrede sau puteți să angajați pe cineva care să vă facă lucrarea în locul meu astăzi, dar nici atunci nu vă culcați pe ureche. Pentru că nici o lucrare nu se face singură, deci o persoană, vrăjitoarea, persoana care vă face lucrarea, trebuie să fie în contact strâns cu dumneavoastră. Ori este o vecină de casă, ori este o persoană care locuiește în același oraș, ori este o persoană care voi o puteți vizita pentru a-i oferi materialele necesare ritualului. De exemplu, poate avea nevoie de o unghie, de o haină, de un fir de păr sau are nevoie să vă dea ceva care să țineți. De exemplu, eu, ritualul care l-am făcut alaltă, cred, cu hârtia cu sută care se ținea în chiloței, eu l-aș putea face pentru oricine dacă aș avea o pereche de chiloței folosit de al persoanei care mi-l cere. Sau persoana, îl fac eu și persoana să vină la mine să-l dau să-l poarte și seara să-mi dea să-l ard eu, da, se poate face. Dacă nu, eu am nevoie să aprind un altar aici, iar voi va trebui să faceți ritualurile acolo unde sunteți, cum, exact cum vă spun eu să faceți și să aveți încredere, în loc să stați și să mă stresați și să mă sunați, dar nu se mai întâmplă, dar oare cât mai trebuie să mai aștept, dar oare ce se întâmplă, dar oare ăla umblă cu aia, dar oare ăla face cu aia la altă. Așa nu se va rezolva nimic niciodată și nu veți avea niciodată succes. Deci eu cred că v-am spus tot. Acest vas va veni acoperit, pus sub patul unde dormiți pentru două zile, două nopți. După care îl vom lua, vom arunca tot în afară de hârtie, care o punem la uscat, o împachetăm și o păstrăm undeva. Să nu o vadă nimeni până când bărbatul sau femeia se va întoarce. Când se vor întoarce, când se va întoarce el sau ea, facem ce dorim. Ori o ardem, ori o îngropăm, ori o ținem, continuăm să o ținem mai departe. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o seară plăcută și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Aduceți-vă aminte că astăzi este ultima zi de lună crescătoare, mâine va fi lună plină, după care luna trece în faza descrescătoare. Deci cei care aveți lucruri de făcut, faceți-le și cam atât.